Hello! Salutare tuturor! Dragilor, încă o dată ne vedem astăzi din nou cu un subiect special pentru mine. Poate că astăzi este un subiect mai general, dar o să vreau să discutăm puțin despre corp sănătos. Și acum, dacă vorbim despre corp sănătos, e clar că am putea să avem o discuție de 3 săptămâni în care să le luăm pe toate, pe rând și să discutăm și despre aia și despre cealaltă. Dar rolul meu astăzi este vreau să discutăm câteva lucruri clare, câteva lucruri pe care dacă le punem în practică, clar noi să fim o versiune mai bună de aici. Și clar că dacă discutăm despre un corp sănătos sau dacă discutăm despre a îmbunătăți ceva la noi, în primul și în primul rând trebuie să înțelegem de ce. Și eu cred că La o simplă întrebare pe care noi ne punem de ce corp sănătos, am putea să ne răspundem simplu. Nu știu, poate că am putea să spunem să am un corp sănătos pentru că unul am, pentru că am primit unul și dacă la mașină pățește ceva mașina, pot să mă duc să-i fac o schimbare sau pot să o schimb cu totul. Din păcate, corpul nu putem să-l schimbăm. Și clar că am primit unul și ar fi bine să-l păstrăm în parametri buni. Nu știu, am putea să mai discutăm de ce să avem un corp sănătos. Poate că ați observat ce cât de mult ne doare chiar și, nu știu, o simplă măsea sau o durere de cap. Când ai o durere de genul ăsta, parcă te sâcâie de numai. Doamne ferește să ajungi să ai boli sau lucruri mai complicate în sănătate. Poate că de asta trebuie să avem un corp sănătos, să păstrăm acest corp sănătos. Și acum, normal că dacă am discutat despre cum să păstrăm corpul sănătos, ar fi foarte multe. Și mă întâlnesc cu o grămadă de oameni care spun, bine, bine, Raul, dar uite, la mine în familie noi avem această problemă și nu știu exact, eu am încercat toate cele și parcă și eu mă duc încolo. Normal că avem un bagaj ADN, un ADN foarte, o parte puternică care ne guvernează, da? Avem un bagaj pe care îl primim din familia noastră, dar asta nu este totul. Normal că poate trăim în zone, de exemplu eu acum trăiesc în București, normal că poate în București sau în orașele mari din țară sau nu numai, poate că e poluare foarte mare, cu siguranță. Poate că mai sunt și alte stresuri și așa mai departe. Și o să vreau să discutăm și un pic astăzi despre stres. Toate lucrurile astea clar că influențează, dar în mare parte eu cred că în loc să ne găsim niște scuze că trăim într-un oraș sau că avem un ADN sau așa mai departe, eu cred că în primul și în primul rând am putea să ne focusăm pe ce putem noi să facem. Și acum, normal că nu putem așa să spunem că noi suntem atot cunoscători și noi trebuie să le știm pe toate și încă din videourile trecute, mai țineți minte ce spuneam? Ce spuneam? Că e bine să nu fim perfecționiști, că e bine să o luăm pas cu pas. Și din nou revine același lucru, cu siguranță. Măcar ca să păstrăm un corp sănătos, haide măcar să avem grijă la ceea ce putem noi să influențăm. Și aici, de exemplu, ce avem? Nu știu, dacă vorbim despre fizicul nostru, clar că putem să îmbunătățim, putem să facem mici diferențe în alimentație? Eu cred că putem cu toții, da? Putem să facem, și apropo, dacă vorbim de alimentație, ar fi două direcții. Odată calitatea alimentației și odată ordinea alimentației. Pentru că putem noi să ne îmbunătățim alimentația, dar dacă nu mâncăm când trebuie și cum trebuie, s-ar putea să nu simțim foarte mari diferențe. Dar și invers, da? Așa că e foarte important la alimentație să învățăm și ce să mâncăm în mare. Da, în mare, normal că acum dacă te duci și vorbești cu experți și cu oameni care sunt mai cunoscători, o să te bagi un pic în ceață, o să-ți spun, ai grijă la macronutrienți și ai grijă la micronutrienți și ai grijă la macronutrienți, câtă proteină, ce cantitate de carbohidrați, câte grame de grăsimi sănătoase, vai, hai să citim etichete și vai de mine și dintr-o dată totul pare. Dar revenim la de unde să încep, mai țineți minte video trecut, începe de unde ești? Da? Și începe cu ce ai. Știi că trebuie să bei un pic mai multă apă? Bea un pic mai multă apă. Știi că trebuie să faci un pic mai mult sport? Încearcă să faci mai mult sport. Și problema cu sportul este că noi mereu ne apucăm de sport. Ați observat? Noi mereu ne apucăm de sport. Și cred că ar fi important să ne ducem cu gândirea și să încercăm în viața noastră să introducem sportul ca stil de viață. Și să introduci sportul ca stil de viață nu vine doar pentru că așa este la modă. Nu este la modă, nu. Dar știți foarte bine că sportul moderat, acum nu extremisme, că sportul dacă te duci în extremă și faci prea mult sport, atunci chiar poți să cauzezi niște probleme pentru corpul tău. Dar sportul moderat, dacă noi îl introducem în viața noastră ca stil de viață, ca și când te speli pe dinți, tu știi că trebuie să te speli o dată de 2 ori, de 3 ori pe zi pe dinți, știi asta, da? Bun. Dacă te speli de 2-3 ori pe dinți în fiecare zi
ce ar fi măcar o dată pe zi să încep să faci un pic de sport. Și acum sportul nu trebuie să fie, nu trebuie să te dai pe spate, nu trebuie să fii Gabriela Sabo sau Usain Bolt sau Cristiano Ronaldo ca să faci sport. Nu, ce trebuie să faci este să faci ceea ce ție îți place și să faci în cantități progresiv, da? Nu te duci să faci dintr-o dată totul. Cantitatea de sport trebuie să plece de la cât poți acum și poate faci un sfert de oră și te felicit, e foarte bine. Și pas cu pas te duci și faci jumătate de oră și faci 40 de minute, poate mai alternezi. Poate odată faci câteva exerciții de cardio, ajungi acasă și alergi în jurul blocului sau te trezești dimineață și alergi în parc. Sau poate ești acasă și faci 20 de minute de câteva exerciții pentru abdomen. Și apropo, am pregătit în canalul meu, dacă vă uitați, sunt câteva videouri despre câteva antrenamente de abdomen și vă promit că o să mai postez. Poate că în altă zi te duci cu prietenii și, nu știu, joci un joc ce-ți place. Dacă îți place fotbalul, te duci la fotbal. Dacă îți place volei, te duci la volei. Fiecare ce vă doriți. Asta este cel mai important. Dar sportul ar fi foarte bine să fie introdus ca stil de viață. Acum, dacă vorbim despre corp sănătos, e clar că e foarte important. Este relativ. Normal că acum sănătate, când auzim corp sănătos, pentru fiecare înțelegem ceea ce noi ne dorim. Dar eu ce-mi doresc este să fii bine, pentru că asta este cel mai important lucru. Exact ce spuneam la început, ai un singur corp și dacă unul ai, indiferent ce ai vrea să faci, că vrei mai mulți bani, că vrei relații mai bune, că orice ai vrea, tu știi foarte bine că tu atunci când te simți bine și când ești sănătos, tu ești capabil să le faci pe toate celelalte. Și de asta ar fi bine să-ți pui prioritate în a face sport, să-ți pui prioritate în a face ce trebuie în alimentație. Poate să te uiți un pic și la celelalte aspecte, pentru că e clar că noi dacă vrem corpul să fie ok, trebuie să fim atenți și la psihic. Pentru că de multe ori tot ce ni se întâmplă într-o zi obișnuită. Și ați observat că în fiecare zi, da, în fiecare zi se întâmplă ceva ce nu ne place. E clar. Și e bine să începem să diluim cu asta. E bine ca din când în când să nu mai fim așa victimele din viața noastră. Și pur și simplu să luăm ceea ce vine către noi ca pe o lecție și să ne păstrăm pozitiv, să ne păstrăm optimiști. Pentru că eu cred că este singura modalitate prin care să treci prin perioade complexe și să poți să te asiguri că tu pe termen lung ai grijă de tine și aici, dar și de întregul tău corp. Da? Și cel mai important la psihic cred că este ceea ce tu îți spui ție în fiecare zi. Ce-ți spun alții, no problem. Dar ce-ți spui ție în fiecare zi, cred că aici e foarte important. Pentru că dacă tu îți spui ție că tu nu poți să faci un sport, de exemplu, nu o să te duci să-l faci și corpul tău nu va mai fi sănătos. Dacă tu îți spui ție că ție nu-ți place să mănânci salată, că așa crezi tu de nu știu cât timp, ok, nu o să mănânci salată și asta poate te duce să ai niște situații în sistemul digestiv. Dacă tu îți spui ție, eu nu pot să mănânc nu știu ce, pentru că la un moment dat n-ai putut, asta poate te duce în idee în direcția în care corpul tău nu va mai fi bine. Și ai grijă să-ți spui lucruri care te ajută să crești. Chiar dacă nu-ți place salata, tu sigur vei găsi o modalitate. Găsești ceva să faci. Ori mănânci legumele care îți plac, ori dacă nu iei niște suplimente de vitamine și oricum găsești soluții și pentru asta. Da? Foarte, foarte, foarte mare atenție. Pentru că de cele mai multe ori noi ne punem piedică singuri și asta clar că ne conduce către direcții nu foarte bune. Și nu uitați că toate sunt legate. Dacă stăm să ne uităm la psihic, dacă stăm să ne uităm la alegerile noastre, toate sunt legate. În aceeași măsură, dacă eu fizic nu sunt bine, dacă eu m-am îngreșat un pic, dacă eu simt că n-am energie sau digestia nu e bună sau, Doamne ferește, eu gând extrem în care simt că am ceva mai complicat la sănătate. Clar, psihic nu mai pot să fiu bine. Clar, atunci deja nu mai sunt ok. Și în aceeași măsură, chiar dacă ai ajuns acolo, tu poți să iei invers. Încearcă să te îmbărbătezi pe tine, încearcă să spui că poți, încearcă să spui că nu, problem că am ajuns aici, mă duc frumos și fac lucrurile de aici încolo bine și o să fiu din ce în ce mai bine. Și în primul video spuneam că fericirea vine din progres, da? Și începi de unde ești, nu contează unde ești, tu iei pas cu pas, te duci și faci alegeri mai bune și cu siguranță poți să te duci să faci un corp mai sănătos. Deci ca și concluzie pentru video de astăzi este, pentru a avea un corp sănătos, în primul și în primul rând trebuie să înțelegi că corp sănătos ce înseamnă? Un corp sănătos înseamnă multe, dar cel mai important este să te focusezi pe ce poți tu să faci și pe ce poți tu să controlezi. Pentru că nu o să poți să controlezi mediul înconjurător, nu o să poți să controlezi ADN-ul tău, nu o să poți să controlezi acestea, dar o să poți să controlezi ceea ce tu îți pui ție în fiecare zi și o să poți să mai controlezi ceea ce tu mănânci în fiecare zi și o să mai poți să controlezi câtă mișcare faci tu în fiecare zi și o să mai poți să controlezi cât de
tare îți pui tu ție că ești și toate lucrurile astea te vor duce către rezultate bune. Așa că, dragilor, mă bucur că am avut un video din nou împreună, vă doresc mult succes. Vedeți acolo vă scrie subscribe, da? Vă rog frumos, apăsați pe butonul subscribe, ne vedem și la următoarele videouri și din partea voastră, dacă lăsați un like și coment, cred că o să-mi prindă bine, eu abia aștept să vă răspund la toate comentariile și să ne vedem cu toții la următoarele videouri. Vă doresc zi frumoasă și spor în toate!